Vă salut prieteni și bine ați venit pe canalul oficial Turiele gratuite. Astăzi vom vorbi despre o chestie foarte interesantă și anume am văzut o chestie în comentarii la mine la un video și o să vorbim imediat despre chestia asta. E vorba de un fel de schem, probabil un nou tip de schem sau un uh, schem de tip mai vechi, habar nu am, dar vreau să vedem împreună în acest video despre ce este vorba. Și în același timp vreau să vă și avertizez să nu cădeți în astfel de plase, pentru că sunt mulți oameni care încearcă să facă bani prin diverse moduri și da, trebuie să avem cu toții grijă să nu facem, să nu cădem în astfel de plase. Vorbesc de acest ultim meu video, este vorba de video în care am testat Minecraft pe un laptop de 800 de lei, nimic foarte wow, dar ce mi-a atras mie atenția, am văzut acest comentariu de la un tip e Kappa, Uh, 151 e un canal uh, foarte foarte micuț nu pot să zici că e un canal mare ca să fac atâtea like-uri la comentariu adică dacă vă uitați și voi aici are peste 150 de like-uri la comentariu și are doar un abonat ok să zicem ce deci are peste 158 de comentarii clar când vezi chestia asta te gândești mai băiatul ăsta a folosit un bot de like-uri sau ceva de genul acesta văd că deja lumea pești și comentarii se întreabă despre ce e vorba și îmi pare foarte rău, știu că nu trebuia să las comentariul ăsta aici, Uh, îl șterg imediat în acest video, Doar după acest video o să-l șterg ca să nu cadă nimeni în astfel de plase, dar am vrut să l las până filmez acest video ca să reușesc să-l filmez și să vedem împreună despre ce e vorba. Și el ne spune în acest video, the good one that works for me is. Hai să intrăm pe acest link să vedem despre ce e vorba. Mobia.pro slash mcpe Minecraft Pocket Edition, ceva de genul acesta. Hai să vedem despre ce e vorba. Uh, ok. Ok, e vorba de ceva pentru telefon, ia să dăm get started. Hai să vedem. Ce ar face un utilizator care nu a știut ce vorba? Ce s-ar întâmpla practic dacă noi am face chestia asta? A, ok. E o chestie foarte interesantă, da, deci cu siguranță că foarte greu poți cădea într-o astfel de plasă, dar poate unii chiar pot să cadă într-o astfel de plasă, cine știe, poate sunt copii care chiar vor să, nu știu, să testeze chestia asta, o să vadă Minecraft Pocket Edition, o să zică, băi, uite, Minecraft Pocket Edition, nu știu ce, și o să dea click pe una dintre aceste chestii. Uite, hai să dăm, de exemplu, eliminați virusii. În primul rând, chestia asta pe telefon cred că o să apară diferit, dar noi o să dăm pe PC să vedem ce o să ne apară aici. Uh, deci trebuie să completăm măcar una din aceste chestii ca să putem descărca ZK Minecraft Pocket Edition. Hai să vedem despre ce e vorba. Am dat click pe primul link. Sunt pe o mașină virtuală, dacă nu v-ați dat seama, ca să nu am probleme sau ceva. Uh, în cazul în care băieții vor să fure IP-uri sau toate chestiile astea. Ok, se încarcă pagina asta, De se încarcă destul de greu din câte văd. Deci uh, așteptăm puțin. Și avem aici un antivirus pentru telefon. Și exact, cine cere aici să ne băgăm numărul de telefon, cel mai probabil o să ne fure credit sau o să ne fure chestii de pe uh, cartela noastră cam așa funcționează. Este un schem foarte, foarte vechi, îl știu de foarte mult timp, cred că de vreo șapte ani când eram și eu începător până ale internetului, când mi-am băgat prima oară internet, de numai de schemuri din acestea, dar cine știe, poate copiii din ziua de azi care vor vedea chestia asta pot să cadă în astfel de plase, adică în ziua de azi cam toți au un telefon, au un număr de telefon și imediat poate să-și bage acolo un număr de telefon, să trimită nu știu SMS la nu știu ce număr și să piardă credit, să primească facturi poate chiar colosale, nu pot să zic este asta cu siguranță, dar primește facturi mai mari decât în mod normal, pentru că aplicațiile astea fac bani sau site-urile astea fac bani prin furtul de credit și așa mai departe, nu o să intru pe fiecare link în parte, dar asta este ideea, aveți grijă tot timpul, ce vreau să subliniez în acest video este ca tot timpul să verificați chestiile înainte să faceți orice în viața asta, nu mai neapărat pe internet, oriunde, în primul rând verificați, uitați pe canalul respectivului, e clar că folosește un bot de like-uri, n-are cum să facă atâtea like-uri la acest comentariu, fiind și comentariu în engleză la un clip în română, nu? Și iarăși linkul ăsta este foarte, foarte ciudat, nu e niciun link oficial de la Minecraft sau ceva de genul acesta. Deci, o să șterg imediat după ce termin de filmat acest video comentariul acesta și da, nu uitați să stați safe pe internet și să vă gândiți o timpul de două ori înainte să dați click pe un link sau să faceți orice altceva. Sper că v-a plăcut acest video, dacă vreți să mai fac astfel de videouri în care vă avertizez cu diverse schemuri sau chestii de genul, puteți să lăsați acolo un like și un comentariu dacă doriți voi. Până data viitoare, eu am fost Emi, voi ați fost pe canalul oficial tutoriale gratuite, la revedere!